Mi s-a făcut rușină, pentru că părea un performance de prost gust despre nu știu ce epocă post-apocaliptică acea zonă. Și acest muzeu ar trebui practic să-i se scoată meu, după părerea mea, să fie MAC, să fie un muzeu de artă contemporană, unde e, în fundul Parlamentului sau în altă parte, dar să nu-l mai numim național, să nu ne mai batem pumnul în piept că e ceva național. AFCN-ul, de exemplu, dă bani, că se vorbea mai devreme. Ok, dă niște sume de bani, baremul maxim e 10.000 de euro. Nu, nu. 17, dar tot. 17, ok, 17, să zicem 20, da. Ce e ridicol, pentru că cei de acolo se așteaptă ca de acești bani să se scoată niște produse care se poată concura cu produsele culturale din afară, care beneficiază de bugete mult mai mari. Deci, m-am uitat pe apelul pentru proiecte de la MNAC, unde bugetul maxim pentru o expoziție este de 7.000 de euro. Doamne Dumnezeule, deci dacă vrei să aduci numai un artist de o calitate bună, nu zic să-l aduci pe Jeff Koons, în banii ăștia nu te încadrezi nici măcar că să-i plătești onorariul pentru venire, dar minte să-l cazezi în niște condiții bune și să organizezi o expoziție care să stea în picioare în vreun fel. Deci își bat joc de noi în continuare. Propunerea mea, mai în glumă, mai în serios, cele una dintre cele două propuneri, este să înființăm o religie, pentru că altfel nu o să ne descurcăm. Deci arta, toate artele se ocupă de spirit, right? Ca și biserica, right? De ce biserica poate să accede la o scutire de taxe, iar nu din potrivă? Cine mă, care sunt fraierii care să le mai băgăm și de taxe pe gât? Artiștii, perfect, oricum ce, o să sară, sunt puțini, o să sară câțiva, se închid în atelier, beau, se îmbată și mai bine, scăpăm de dreptul de autor, de tot, nu ne mai pasă. Deci, am impresia că se urmărește, nu vreau să pic în vreun scenariu din ăsta apocaliptic sau de, nu vine cuvântul acum, dar se urmărește un fel de prostire a populației, deci la televizor nu vezi nimic, altfel, nicio televiziune, trebuie să te rogi de cineva, să cunoști pe cineva bine ca să vină și să facă un reportaj scurt despre un eveniment cultural. Să fie cineva, un prieten din televiziune, altfel nu se mișcă. Deci la ziare nu interesează pe nimeni, nu se dau bani pentru așa ceva, deci nu se mișcă niciun fel lucrurile astea. Și da, noi putem ce? Fiecare în particular să vorbim cu prietenii când vorbim, artiști ca și noi sau nu. La fiecare contractare de ceva să cerem bani. Să cerem bani, efectiv. Cum adică? Da, lucrurile astea costă, sunt eforturile mele mentale, fizice, obiectuale, ce produc eu, fiecare dintre noi ce produce. Deci noi lăsăm să se întâmple lucrurile astea. Să fim abuzați de stat, de companii private, care se uită crociși și ne cer chestii creative, dar care să-i servească lor și să... Conținut. Conte. Deci, da, situația e super dramatică și fără o, dacă și revin la religie, deci haideți să ne unim, să nu trebuie decât să fim artiști. Zici că ești artist, a intrat, concepem un design, un soi de logo al bisericii și un botez specific și ne înregistrăm la stat și nu mai avem treabă cu chestia asta. Colectăm pe ce bani vrem noi. Sau o supunere fiscală, cum adică? Ce e asta? Cum să lupți cu lucrurile astea? Sau să luăm topoarele în mâini și să mergem în piață? Nu, pe asta se bazează, pentru că nu, deci, nu o să, eu nu știu ca intelectualii să ajungă la, și nici nu-i de dorit, nu? Nimeni nu vrea așa ceva, doar că, pe de altă parte, bun, ai văzut, se iese în stradă, se fac tot felul de petiții, se semnează, se dau share-uri peste share-uri, toată lumea e... Din potrivă, mi se pare că e așa, in your space, exact, poate și mai rău, stai că-ți fac eu, de fapt, se-ți pare rău de cum era iar la trecută, când urlai acolo. Da, și trole e frică să nu spunem, să nu spunem cumva de ăia, că dacă o să vrem niște bani de la ea, da, exact, și da, nu o să ne mai dea nici puținul ăla, nici de ea nu mai spunem nimic, nu mai comentez, hai, mai duc acasă, mulțumesc, și tot așa. Da.